Eu, în mare parte, sunt la mâncare. Acum sunt și ajutorului Salvo, din fericire. Azi s-au schimbat sarcinile un pic față de ieri și a nimerit Cristi la vase. Tania, dar de ce speli tu vasele? Cum? De ce le speli tu? Păi de ce speli tu vasele? Păi... Nu păi prea ce? Se ține cont, Răzvan, că cum nu se face ține curat nici acolo. Ieri zis lui Gianni, nu e adevărat, ieri zis lui Gianni să vină să spele vasele. Lui Cristi nu i-ai spus, este din atribuția lui, vă poți să nici faci nu pe... m-am gândit la păi asta. Nu e, ba da, nici asta nu m-am e. Gândit la asta. Dar nu este normal, dacă voi vreți Răzvan, să faceți treaba Răzvan, altora... nu-mi întoarce spate, că-ți vorbesc. În general, la noi nu se respectă. Care, cum, ce. Ba toată lumea și-a respectat. Acum, jur, nici nu m-am gândit, nu vreau decât să mănânc ciorba aia și m-am dus că nu e burete. Am zis că mă pricep mai bine să fac ca să iasă totuși ceva din asta. Da, da, vreau și Cristi să facă ceva. O să spele sigur. Sigur. Pentru că și ieri ai zis lui Gianni să vină să spele vasele. Da, și a spălat odată, în rest am spălat eu vasele și n-a fost nicio problemă. Eu, sincer, găsesc în asta o activitate de a-mi pierde timpul, de a face ceva. Sunt un om extraordinar de activ. Cum văd că sunt vase nespălate sau e ceva de făcut, dar în principal asta este sarcina. Sau lemne de adus. Da, eu car lemne, dacă văd că sunt lemne, noi n-avem, mă duc și iau. Mai fac niște drumuri. Păi, aș vrea să nu mai lăsăm pe Tania să facă chiar totul aici în tabără. Dacă pe mine Cristi, nu de exemplu, ești nimeni, la vase Răzvan. Astăzi. Nu spăl vase. Ți-am spus de la trecut, dar nu păi, ție. Cui era acolo? Am spus merg la lemne. Eu am făcut de toate. Când am spălat haine, ai fost primul care mi-ai dat tricou, o să ți-l spăl. Nu ții. Le spăl eu pentru Cristi, gata. Dar nici eu nu știu să le spăl. Și nici haine. Eu spăl pana mea. Suntem 5 oameni, adică ai putea să dai atribuțiile oral, din gură în gură. Nu mă pe tablă, n-am știut că trebuie să spăl vase, nici nu prea mă interesează. Păi nu, dar zic așa. Răzvan, și pe mine nu mă obligă nimeni, mă. Nu e corect față de tine, pentru că tu le iei și le faci. Eu nu... Gianni, știi să speli vase? Nu știu să spăl vase. Ieri ai spălat vase? Da. Răzvan, stai să mai spun ceva. Eu când am nici avut nevoie de ajutor sau ceva... Eu spun pentru tine, din punctul meu de vedere, fă toată treaba. Am rugat și eu am spus așa, încercăm. Nici eu nu știu să spăl haine. Primul care mi-a dat tricoul să-i spăl a fost Cristi. Dar nu, mă, dar nu-i... Mara, nu e vorba de asta. E vorba că femeia asta se duce și reface ea pe toate. O, Doamne! Fata, mai lasă-ne, mă! Maica Teresa! Mai lasă-ne! Nu vreau, nu-mi place, nu spăl vase sau hainele altora, că nu am de ce.